Câțiva mililitri de sânge pot face diferența dintre viață și moarte pentru un pacient aflat în stare gravă, numai că persoanele donatoare cu RH negativ sunt extrem de puține. Așa se face că în caz de nevoie, dacă nu există o anumită grupă sanguină, lichidul care înseamnă viață trebuie solicitat de la alte centre din țară. Centrul de sânge din Turnul Severin are un stoc limitat de sânge cu RH negativ, dat fiind faptul că și frecvența donatorilor cu RH negativ este redusă. În medie 15% din totalul populației are RH negativ, iar în ultima vreme cererea spitalului pentru sânge cu RH negativ a fost foarte mare, chiar mai mare decât pentru RH pozitiv. Donatorii sunt puțini, mai ales vara, în perioada concediilor. Media este de 15 persoane pe zi. Astăzi s-a prezentat un număr de 9 donatori cu RH pozitiv. Donez sânge, salvez o viață. Din proprie convingere. Da. O fac de obicei și pentru binele meu și pentru binele altora. Cam de câte ori pe an donați sânge? De 5 ori pe an, e minim. Deci sunt donatori de vreo 12 ani. Donatorii fideli sunt cei care asigură rezervele de urgență ale centrului. La fiecare gest benevol, ei sunt recompensați printr-o zi liberă de la locul de muncă și bonuri de masă, iar cel mai mare beneficiu este realizarea unui set complet de analize, în mod gratuit.